Bună și bine v-am regăsit! Am revenit cu un nou clip în care vreau să vă povestesc un pic despre produse preferate în ultima vreme, despre produse pe care le-am descoperit și pe care n-am încetat să le folosesc din momentul în care le-am descoperit. Am și o mare dezamăgire, o mare dezamăgire, dar pe aia o lăsăm la urmă să vorbim despre ce e bun la început, iar bun este și acest SPF de la Hada Labo. L-am luat răceni în farmacia Tei și m-a cucerit. Este foarte, foarte fain. E adevărat că el se descrie ca fiind un produs mat. Nu este mat din punctul meu de vedere, adică finish-ul său este unul normal, ușor, ușor lucios. De asta zic, se comportă ca un SPF normal, ca un SPF asiatic normal, adică foarte lejer. Îți spune, în schimb, că este rezistent la apă, că oferă o protecție mare, 50+, și de asemenea protecție UVA, și mi se pare că este o excelentă bază de machiaj, mi se pare că arată foarte bine machiajul peste, chiar cumva parcă îmbunătățește aspectul, și da, este o mare descoperire și are un preț accesibil oarecum, are 50 ml și eu l-am luat cu 35 lei cam așa, dar e adevărat că era la reducere în acel moment în farmacia Tei. În restul timpului cred că este undeva în jur de 45 lei, dar tot mi se pare un preț acceptabil pentru experiența plăcută pe care ți-o oferă. Este genul de produs la care voi apela cu mare încredere mai din septembrie, așa, să mai treacă un pic aceste călduri. În principiu, acum cât mai e foarte cald, o să încerc să rămân totuși pe produse europene. Un alt produs care îmi place mult este acest gel de curățare de la Haru Haru. Este un produs pe care l-am primit de la cei de la E-Style, care este dintr-o gamă cu extract de orez negru. Mai are și alte ingrediente, acid hialuronic și nu știu ce. Nu mi se par foarte importante aceste ingrediente active din gelurile de curățare, v-am mai spus, pentru că mi se pare că produsul stă prea puțin pe față pentru a avea timp să acționeze într-o astfel de manieră încât să influențeze aspectul tenului sau mai știu eu ce. Mă interesează mai mult ca experiență, cum curăță, cum se îndepărtează de pe ten, dacă mă ustură ochii, dacă îmi usucă pielea. Și din fericire toate acestea nu se întâmplă, adică îmi place foarte mult. Îl simt cumva ușor hidratant, ceea ce este de bine, dar mai important decât asta, mi se pare că curăță foarte bine. Nu are parfum, nu are alcool, nu are uleiuri esențiale, de asemenea lucru important până la urmă. Așadar, din punctul meu de vedere, produsul este foarte fain, îmi place foarte mult și îndeplinește cam tot ceea ce cer eu de la un gel de curățare. Tot de la acest brand, tot de la Haru Haru, mai am și o cremă de ochi, de asemenea cu extract de orez negru și cu bakuchiol. Este o cremă care îmi place mult ca textură. Mi se pare foarte faină textura, ușor unctuoasă, dar lejeră în același timp. Se absorbe foarte rapid în piele, hidratează foarte, foarte bine zona ochilor. Și cumva am început să mă bucur atunci când găsesc o cremă care mă încântă prin textură și prin experiența pe care ți-o oferă în momentul utilizării produsului. Pentru că mi se pare că mă determină să o folosesc cu regularitate, căci altfel recunosc că nu folosesc în fiecare seară cremă de ochi. Dimineața nu folosesc niciodată pentru că oricum mi se transferă cu ușurință, să zicem, rimelul, produsele pe care le folosesc la baza pleoapei. Și atunci am senzația că atunci când mai pun și cremă, lucrurile acestea se întâmplă și mai repede, pentru că zona fiind hidratată cumva tinde să dizolve oarecum produsele puse acolo de mine în scop de înfrumusețare. Prin urmare, ziua nu adaug o cremă de ochi, dar oricum pun SPF, pun altă cremă și atunci nu e ca și când nu aș hidrata zona, ci doar nu mai pun o cremă special pentru zona ochilor. Iar seara, pentru că sunt leneșă, sunt momente în care nu pun cremă de ochi. Pentru mine e de bine să dau peste produse care mă încântă prin texturile pe care le au, pentru că asta mă face să le folosesc mai des. Mai am aici lângă mine un alt produs, mi le-am pus o parte dintre ele aici, o parte dintre ele sunt în spate și la un moment dat voi face o rocadă, pentru că am primit reproșuri că de ce nu le mai arăt de aproape. Deși ați văzut, inseram imagini cu ele sau scriam numele produsului pe ecran, cumva nu rămânea nimeni în necunoștință de cauză, afla despre ce produs vorbesc. Că știu că am acest prost obicei de a nu
spune produs, numele întreg al produsului. Am senzația că dacă eu îl știu, toată lumea știe. Următorul produs este unul de păr. Nu există practic nicio logică în maniera în care vă arăt produsele astăzi, dar important e că vi le arăt, zic eu. Și este vorba despre această mască de păr de la L'Oreal cu acid hialuronic, care promite o hidratare intensă fără să îngreuneze părul. Și este adevărat, face acest lucru, are o textură relativ lejeră, ceea ce ar putea o face potrivită pentru orice tip de păr, pentru că practic nu îl încarc. Doar că mi se pare că maniera în care hidratează sau maniera în care influențează părul după utilizare nu este tocmai, n-ar fi tocmai binevenită unui păr cu un fir de păr subțire. Eu care am firul de păr gros, trebuie să vă mărturisesc că într-una din zilele în care am folosit-o și am uitat-o practic în cap, știți că eu pun masca și o las acolo în principiu măcar 30 de minute, ei, pasta în ziua respectivă cred că am lăsat-o peste 2 ore pentru că am apucat cu alte treburi și nu am avut timp să o dau jos. L-a pisicit în asemenea hal pe al meu păr încât mie nu mi-a plăcut. Adică mi-a luat practic din greutate, din volum, din felul în care mi se așează, din felul în care am stat atunci când îl coafez, pentru că era extrem de moale, extrem de pisicos. Așa am văzut că sunt fete care se plâng de părul lor fiind în stare naturală astfel. Eu nu am părul, eu am părul ăsta destul de aspru, care mă ajută cumva această textură să dureze atunci când îl coafez mai mult. Ei bine, în momentul în care am folosit această mască, lucrurile s-au schimbat și aveam un păr așa exagerat de mătăsos, dar într-un sens în care pe mine nu m-a încântat. Practic ea face ceea ce spune, hidratează foarte bine părul, dar din punctul meu de vedere, sau mă rog, ca urmare a ceea ce eu caut pentru a-l putea coafa și pentru a rezista coafat, nu-mi doresc neapărat ceea ce face această mască. O voi folosi în continuare, evident, pentru că, repet, ea e foarte faină, hidratează foarte bine, dar nu o voi mai ține niciodată atât de mult timp pe păr, pentru că mi se pare că îl plioșește prea tare. Dar da, produsul este fain și până la urmă este mai mult decât bun pentru banii pe care îi cere, în jur de 30 de lei. De-aia se găsește aici, în acest clip, pentru că este un produs bun, dar atenție la cele care aveți părul foarte moale, că s-ar putea să vi-l plioștească de tot. Urmează în program și cele câteva produse de machiaj pe care le-am inclus. Odată am un produs de buze de la Miss Sporty. Nu mai luasem de foarte multă vreme un produs de la Miss Sporty, de pe vremea în care îmi luam acel lac de unghii, dacă vă amintiți, pe care nu prea îl mai găsesc, de-aia a trebuit să mă îndrept către alte chestii. Așadar, mi-am luat acest produs care promite să reziste mult și bine și să fie și mat. Și promite bine pentru că respectă, adică este un produs mat care rezistă foarte bine pe buze și care mai mult decât asta mă încântă prin faptul că nu îl simți pe buze. Nu este lipicios, nu usucă, nu face nimic din ceea ce te-ar putea deranja. La un moment dat efectiv uiți că te-ai dat cu el. Aș putea spune că rezistă chiar pe parcursul unei întregi zile, chiar dacă mănânci. E adevărat că începe să se ducă un pic din centrul buzelor, dar oricum rezistența este surprinzătoare și confortul pe care îl oferă de asemenea este foarte, foarte, foarte fain. Adică e de apreciat că poate să facă ambele lucruri, să fie și rezistent și să nici nu-l simți pe buze. Un alt produs care m-a cucerit de când l-am găsit și cred că vi l-am mai arătat pe Instagram, sper că aici n-am mai făcut-o, mă rog, sper că n-am mai făcut-o, adică să nu mă repet în ideea asta, acest primer de ochi de la Rimmel London Magnifies. Practic, mi-am redescoperit machiajul, mi-am redescoperit plăcerea de a mă machia cu ajutorul acestui produs, pentru că este foarte fain. Oferă o rezistență incredibilă fardului de ploape. Eu am zile în care ochii îmi lăcrimează, dar datorită lui, fardul se păstrează aproape intact chiar și în acele zile. Altfel, nu mai vorbesc de zile în care nu îmi lăcrimează ochii, că fardul nu se mișcă de la locul lui, aplicat dimineața la 7, poate rezista până la miezul nopții fără niciun fel de problemă. Este absolut minunat acest produs, este și foarte ieftin, în jur de 20 ceva de lei și face o treabă absolut impecabilă. Am schimbat produsele, asta înseamnă că ne apropiem de finalul clipului și că nu mai am foarte multe să vă arăt. Încep prin a vă arăta această mască de la Natura Siberica, Refill My Hair. Este ceva, cred că dacă mi-amintesc, cu orez, da, extract de orez.
Îmi place foarte mult. Am găsit-o în magazinele DM, este în jur de 30 de lei și face o treabă minunată. Îmi place foarte mult cum lasă părul, hidratează foarte bine, dar în același timp îl face să fie așa mai greu, adică nu face ceea ce nu-mi place la masca de la L'Oreal, că îl face exagerat de mătăsos, așa. Aceasta îl aduce într-o altă stare, într-una care pe mine mă încântă mai mult, pentru că mă ajută mai mult să, în ceea ce înseamnă coafarea părului și maniera în care el se comportă după aceea. Un alt produs pe care vreau să vi-l arăt și despre care vă spuneam eu că nu este în România și iată că l-am găsit, nu știu dacă a fost adus după sau el era dintotdeauna, dar nu îl găseam eu în magazine, este această loțiune de corp de la Balea Beauty Expert Peeling Body Lotion cu 5% AHA. Este acea mască despre care v-am spus că o vreau pentru că este cu acizi, este foarte ieftină, este 21 sau 22 de lei, are o textură foarte plăcută, se absorbe foarte rapid în piele, nu rămâne deloc grasă și credeți-mă că o spune asta o persoană care chiar detestă tot ce înseamnă loțiuni de corp pe care le simți pe piele, nu le suport. Ei bine, asta este absolut minunat, așa că dacă o vedeți, nu o ratați. Acest acid hialuronic l-am inclus eu și în acel clip cu rutina ieftină de îngrijire a tenului, însă vreau să-l readuc în atenție pentru că mi se pare foarte fain. Este de la Pyroderm, un brand corean, dar este foarte accesibil ca preț, adică în jur de 30 de lei și face o treabă minunată. Este un produs de asemenea fără ingrediente cu potențial irritant și care mie îmi place foarte mult, îmi hidratează foarte bine tenul și mi se pare că chiar observ o diferență atunci când îl folosesc, adică în momentul în care îl aplic seara, dimineața mă trezesc așa cu pielea mult mai plină, parcă cu volum. Îmi place foarte mult ceea ce oferă și mai ales faptul că este accesibil. Și de asemenea vreau să vă prezint faptul că am descoperit o nouă apă micelară care îmi place la nebunie. Știți că în mare parte cel mai des mă îndreptam către aceea roz de la Garnier sau către cea neagră de la Nivea. Ei bine, aceasta este o mare surpriză și una foarte plăcută pentru că am luat la vrăjeală, dacă vreți, acest produs. Nu eram foarte convinsă că voi descoperi cine știe ce produs. L-am luat mai mult așa ca să fie, pentru că tot văzusem brandul acesta Mixa prin online și am zis ok, hai să văd și eu ce poate. Îmi place foarte mult. A devenit apa mea micelară preferată, curăță foarte bine, este foarte delicată, aș zice, adică nu am avut niciun fel de disconfort nici la nivelul ochilor, nici la nivelul pielii. Nu prea am ce să-i reproșez, nu are parfum, v-am spus, curăță foarte bine. Tind să cred că voi rămâne multă vreme cu ea și că nu o voi mai schimba curând, pentru că îmi place, v-am spus, mai mult probabil decât toate celelalte pe care le-am încercat până acum. Și iată că a venit momentul să vă arăt și dezamăgirea acestui clip. Este vorba despre autobrăzatul de la Jaya, nici nu știu cum se citește brandul, nici nu mai contează, pentru că oricum sunt dezamăgită. Acest brand polonez, dacă nu mă înșel, eu îl știu de mulți ani și am mai avut de la ei produse de păr și mi-au plăcut foarte mult. Chiar acum, de fapt, am o mască de păr cu ceramide care îmi place mult, dar acest autobronzant este o mare dezamăgire. Și este o mare dezamăgire mai ales că m-a păcălit un pic, adică la început, când am luat produsul prin iunie, nu m-am prins că nu-mi place. Nu erau încă temperaturi foarte ridicate, eu nu l-am folosit constant, nu prea am aplicat strat peste strat, adică l-aplicam o dată pe săptămână, cumva el se îndepărta și este adevărat că la un moment dat mi s-a părut că nu se aplicase uniform și mi s-a părut și că de pe piele de asemenea nu s-a îndepărtat uniform, ci așa pe bucățele, ceea ce m-a cam nemulțumit, dar vă spun sincer că am dat vina pe mine. Am dat vina pe mine de ce? Pentru că foloseam acel toner cu BHA de la Balea Beauty Expert pe care le-am arătat eu și v-am spus că o să-l folosesc pe corp, mai foloseam și acel gel de curățare tot de la Balea Beauty Expert cu acizi AHA și am zis poate că din cauza ăstora, deși era puțin probabil pentru că ce concentrație au acele produse și cât stăteam eu cu ele pe piele ca să influențeze astfel îndepărtarea produsului. Și chiar dacă ar fost acela motivul, în principiu ar fi trebuit să mi se îndepărteze mai repede, dar uniform, nu în halul în care el se ducea de pe piele. Dar vă spun sincer că am crezut că acela este motivul, așa că am exclus produsele respective din ritualul de îngrijire și am sperat că voi avea parte de un produs care să îmi ofere rezultate faine.
Pentru că eu până acum n-am avut niciodată experiențe negative cu autobronzantele. Din contră, ajunsesem la concluzia că nu există autobronzant prost, ci aplicare proastă. Adică avusem doar experiențe bune cu toate brandurile încercate până în prezent și eram convinsă că cele care se plâng de faptul că un autobronzant nu s-ar întinde sau îndepărta uniform, eram convinsă că e vina lor, că nu știu să se exfolieze înainte, să hidrateze bine zonele mai, care în mod natural sunt mai uscate și așa mai departe. Ei bine, a venit acest autobronzant în viața mea ca să mă contrazică și să-mi demonstreze că sunt și produse proaste. Eu știu că produsul este destul de lăudat în online și eu tot de aia l-am luat. Și mai știu și că multora dintre voi în mesaje private pe Instagram v-am spus că îmi place și nu v-am mințit, pentru că în acel moment credeam că îmi place. Dar acum, de când au venit aceste călduri exagerate, am avut o mare dezamăgire cu tot ceea ce înseamnă acest produs. În primul rând că zonele în care, spre exemplu, transpiri mai mult prin natura poziției pe care o ai, adică, spre exemplu, în spatele genunchilor, efectiv se îndepărta imediat, în spatele genunchilor deveneam albă complet, eram exact cum sunt în mod natural și în rest nu. Pe partea din fața genunchilor se ducea complet neuniform. Adică aveam porțiuni unde genunchiul era complet alb și aveam porțiuni în care era plin cu autobronzant. Da, a fost o experiență absolut oribilă, este o mare dezamăgire produsul. Și dacă voi ați avut experiențe plăcute cu el, mă bucur pentru voi, dar credeți-mă că nu este vina mea că produsul s-a comportat așa pe trupul meu și o să încerc să nu mai pun etichete. Am acest prost obicei ca în momentul în care un produs mă dezamăgește să elimin de tot brandul. De data aceasta nu voi face acest lucru pentru că eu am cunoscut acest brand prin intermediul unor produse faine, v-am spus, pe cele de păr, așa că nu îl voi elimina complet, voi mai încerca pe viitor când voi avea ocazia produse de la acest brand, dar clar nu autobronzantul. Și am ajuns la final, acestea sunt experiențele pe care le-am avut cu aceste produse în ultima vreme. Dacă le cunoașteți, dacă ați avut și voi experiențe asemănătoare cu cele pe care le-am avut eu sau din contră, total diferite, v-aș invita în rubrica de comentarii să împărtășiți cu mine aceste lucruri. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați urmărit. Pe curând! Pa, pa!